Salutare la toți! O nouă zi la noi. Mama a plecat, a ajuns cu bine, se simte mai bine, trebuia să meargă și la un control medical. Așteptăm rezultate, dar bine că s-a simțit mai bine la drum. Și mulțumesc doamnei care i-a făcut un cadou în București, așa cum am înțeles acolo. În București s-a întâlnit cu cineva și a primit și un mărțișor cadou. Mulțumesc mult! Noi cu Sergiu am fost la cumpărături, copiii au plecat la școală, la grădiniță, adică i-am dus. Astăzi mâncăm acasă micul dejun, l-am mâncat Sergiu încă n-am mâncat. Prânzul mâncăm acasă, dar cina o să mâncăm la mama mea. A venit un cumătru din Grecia și o să ne întâlnim puțin, că a venit pe puțin timp. Și să-l vedem, așa că am luat și eu câte ceva să fac, să ducem la mama, că mama e la lucru și ce o să reușească ea să pregătească și ce o să reușesc eu. Am luat aici niște sucuri pentru copii, am luat așa creveți, am mâncat la zi de naștere, la Ina am mâncat creveți fierți cu usturoi și cu pătrunjel și foarte mult ne-a plăcut, așa că am luat și noi așa de zacuscă și cred că o să fac și o salată de crabi. Uitați-vă ce se face după sâmbătă duminică, nu în fiecare sâmbătă duminică așa, nu știu ce o pățătăreana, în weekendul ăsta e dezastru la dânsa, trebuie să reușesc și aia să le organizez, vreau să schimb și toate lingeriile de pat, la Alex Imi curățel ca întotdeauna, ce am cumpărat noi. Nu am avut pânică. Și ce am mai văzut la Ina, au făcut și un tort de vafe, de ăsta cu lapte condensat. Noi spunem tortul copilăriei, așa că nu ne-am săturat la Ina. Ne-a dat și la pachet, dar era prea gustos, așa că o să pregătesc și eu azi un tort, așa cum avem ocazie. Și... am luat hârtie prosop de bucătărie, făină, zahăr, lapte condensat, maioneză, cartofi și legume. Le duc la bucătărie, roboțelul o finisat, am mai vrut și spăl azi, dar nu cred că reușesc. Am vreo 3 mașini de spălat de pus, pentru că în weekend am fost și prin ospiție și am mai făcut, am și filmat, așa că în weekend nu prea reușesc să strâng casa. Așa că avem un pic de dezastru. Am mâncat niște tartini, pânică cu maioneză, nu știu, nu-i venit nici. Și uitați-vă cum mi-a dus Sergiu mie prăjitura. Am vrut să spun pe Instagram, el nu știu că aici e o bucățică de tort, mă duc să-i arăt reacția lui, să văd ce o să-mi spună. Vreau să vă spun un life hack. Dacă aveți nevoie să topească mai repede untul la temperatură, pentru că eu am nevoie de unt la temperatura camerei, îl puneți la soare, dacă aveți soare. Și am cumpărat și așa o cutiuță de dulciuri pentru copii. Mă tem că sunt din Anglia. Dacă nu mă greșesc, o să le gustăm. Mă duc să văd ce o să-mi spună Sergiu. Și o să spun, da, ce nu mi-ai spus? Mi-am luat o prăjitură ca să fac pe Instagram și deschid eu să vedeți cum ai dus-o tu. Deschide-o. Eu cum am pus-o, dragul meu? Ce-ai făcut? Ai aruncat-o? Era pe scaun, frumușel, cu pâine. Eu n-am mișcat-o. Poate o căzut. Cum o căzut? Nu, poți rostogolit. Nu, dar era, eu am pus-o așa, nu spus. Tu n-ai aruncat-o. Scoate-o așa pe Instagram și scrie Sergiu de vină și gata. Ei, ce faci? Știați mâncare sau și? Aștept mâncare. Știam că eu de ce am mâncat micul dejun la ora 2. Amuș, facem. Hrișcă, da? Hrișculi? Okay. Hrișculi cu părjoli. Cu părjoli, da. Eu aici am pornit un fel de mâncare, două feluri. Așa. Ce fac eu? Stați când fierbe și peste tot dau mai încet. Aici îmi fac mie o supă. Pentru că eu nu mănânc prăjoale prăjit, eu încă sunt la dietă, Ninu, în spate. Hrișcă la băieț. Asta o să meargă în hrișcă, o să o mixez. Aici am morcov, ceapă și roșii. Le undesc un pic, le dau pe un blender și le pun acolo. Voi știți cum fac eu hrișca. În hrișcă pun și o bucată de unt. Atât.
și ies hrișca așa sculent și nu-i uscat cu sosul acesta. În supa mea mi-am pus doar praj, zucchini și morcov și o bucățică de ardiei. Și aici am carne măcinată de vițeluș, orez și pătrunjel, sare, piper, nimic. Le-am făcut beluțe, deci o să fie o supă de perișoare. Așa, cum începe a fierbe, dar el de-am fierbe. Eu nu las legumele să fie gata, pentru că și carnea nu vrea mult, așa că mai tărișoare, nu le fierb foarte tare. Și am spun și puțin, cred că de astea fulgi de ovăz, dar foarte puțin. Cartofi nu pun, că tot nu am voie nici cartofi mult să mănânc. Așa, cred că o să adaug și puțin apă, că e prea puțin aici. Așa. Aici am pregătit pentru prăjoale. Ce pun eu? Aici am doar cărniță de purcel, sare, piper, un ou. Mereu dau un cartof prin răzătoare asta mică. Iată, în asta am dat. Și ceapă, usturoi, blendez și moi și pânic cu lapte. Un miros în casă. Trebuie să fie gata mâncarea. Un miros în casă. Super, și cu murături. Măi, măi, măi. Știi mie cu spodina am. Am 3 feluri de mâncare, dacă da. 3 odată? Suc pentru mine, frișcă cu deasta și salată. Aha. Și am ușcurit creveți, îmi dai fac tort și cremuri creveți. Așa s-o primit. Creveți nu spiții, ne duci, mi-ai spus, da? Da? O să-i pregătesc acasă și eu caz la mamă. Da. A venit un cumătru de-a nostru din Grecia. A venit să facă niște hârtii. Și... Nu are timp și e spinii lui mamă. Da, spinii lui mamă. Și deja o să... Cumătru nostru. Da, și cumătru. Da, da. Și așa, din fugă, după câteva zile au venit și vrea să vadă toate neamurile și din fugă, dar să ne vedem azi seară, să ne întâlnim la mama. Să ne întâlnim la mama, că el mă tin că ea mai aproape de casa lui, așa? Da, da, e cu doi pași. Dar de la noi trebuie să duc acasă. E ceva acolo. Ești de-am să o vadă și pe mama, știi? Da, gustoasă. Băi, e cu reodată, cum se spune la Moldova. Gustoasă, cred. Da? Nu poți fi de asta, nu știu. Nu-i bună. Nu-i bună pentru că vreau. Și sare? Sare ulei? Nu, nu, nu. Se lipiește un fel ca piele, știi? Nu-mi place, că vezi? Parcă să arde și bucăți. Dar și nu pui ca pe TikTok, am văzut... Am vrut să încerc, e doar nou. Știi de asta, foaie de copt și nu stropiește, nu se... De-am sligușit. Ce-i bun. Te-o data mușcă mai zis că... Da, da, sigur. Data asta e bună, de asta data nu e bună. Trebuie să nu-ți frigi numai, bun? Ei de-am alegi-le la chipul. Nu, dar nu le-ai scos pe teodată. Nu, nu, nu. Care le-ai scos primele? Ia ca asta, da. Așa-ți plac? Te-am făcut mărunțele așa, că nu-ți plac ție. Sare. Oh, sare asta. Nu trebuie să... Să mănânci atâta sare, nu e voie. Nu, eu puțin. Ia uitați, uitați-vă, asta e puțin. Dar aici nu-i sare, ia. Ei! Poftă mare. Mulțumesc. Sălățica mea e gata. Deci eu aici pun bețișoare de crab, ouă, porumb, porumb am pus de ăsta fiert care a rămas de ieri. Este mult mai bun decât în conservă. Am pus castraveț. Unu, la porția asta am pus un castravet, așa, tăiet. Și la dorință deja punem și cașcaval ras. Și sigur că maionez. Pun la frigider, o să iau așa tot cu bol. N-am făcut mult. Gata, eu mi-am curățat bucătăria. Și am lăsat doar Alexa cu șos vin să mănânc și o să mănânc și eu supiță. Aici pregătesc pentru tort. Untul s-a topit. Așa, la temperatură trebuie să fie. Nici de cum tare, să fie așa moale ca smântână. Aici am lapte condensat deja fiert. Puteți să-l fierbeți, dar eu e mai comod să-l luăm în borcane. Deci,
Aici am 200 de grame de unt și aici am 380. Și am mai luat și un borcanaș, că cred că o să fie prea puțin lapte condensat. Și mixăm. Întâi unt puțin și adăugăm încet, încet și laptele. Așa arată crema mea. Am pus totuși două borcanaș. Acelea două și 200 de grame de unt. Acolo în borcanele celei 360, 360, 720. Și ungem fiecare strat cu puțin, cu puțină cremă. Și am aici și nuci. Deasupra o să decorăm cu nuci măcinate. Așa. Acum și în 5 minute tortul nostru este gata. Eu mi-am pus și puțin uspiț să mănânc, să nu mănânc de seară doar creveții. După ce eu finisez tortul, papul leacă de uspiț și mă apuc de creveți. Tortul meu este gata. S-a făcut în 10 minute maxim. Uitați ce de bine arată. Îl pun la frigider și de seară îl păpăm. O venit flămândul, salut! Salut! Hrișcă, pârjoale și ia în gust mare, îți place? Da, am gustat-o. Gustat-o? E bună? Să ajunge? Da. Hai, schimbă-te, spală-ți mânuțele și la mâncare! Da. Scârnește? Da. Eu nu din primul, din a doilea eu. Uh-huh. Și tragem, foarte ușor și tragem. Iată. Sunt și mai transparente. Da, 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 da. Și așa le curățăm și pe urmă le ferbem. Da, și numai curăț și mănânci, nu trebuie să mai... Ce gustoasă! Sunt mai suculente, pentru că la grătar noi le curățăm și când le punem pe grătar, ele merg mai uscățări. Da, dar și pe grătar se poate de copt așa, așa, cu coarjă. O să încercăm și așa variantă. O să încercăm că așa să fie mai moi, cred că. Mai suculente, mai mult, da. În interior și păstrează mai bine, știi? Da, curățate ele susucă. Nu susucă repede. Curățate doar putem să le folosim cum facem noi pastele, salata. Uh-huh. Iar că atunci trebuie curățate. A venit azi de la poștă, din China, de pe AliExpress. A venit prizele pentru generator. Dacă țineți minte, ele sunt de tip UK. Generatorul l-am luat din Anglia, pentru cei care nu știu, care n-ați văzut video. Caprizele astea, vedeți? O să le schimb pe acestea. Erau și negre, dar am luat albastre. Îmi place să fie colorat tot. Și pentru asta am scos, am deșurubat acum 4 șuruburi. Uite acolo, și asta, deci acum o să-l scoatem așa. Pentru că o să trebuiască dinăuntru să deșurubăm priza și să conectez la aceea. Astea 4 trebuie să le scot. Cu mână nu-i comod, e ca așa arată, am pus prima priză. Super european și vreau să fac și a doua, dar a trebuit să fac niște modificări aici. Vedeți, am lărgit puțin găurile. Nu am atras atenția la găurile astea când le-am comandat și aici ele sunt cu vreo 2 mm mai large, adică mai departe una de alta și că să nu fac găuri în placa asta din metal, am lărgit puțin acestea. Tot ca de acolo. Pe asta am pus-o. Nici nu-ți cunoaște că s-au lărgit găurile. Dar acum trebuie să mă duc după Ariana. Și când azi vin, azi pun și a doua priză. Și azi să pornim și generatorul să lucreze puțin. Nu a lucrat vreo lună, jumate, două. Alex aici tenis joacă. Se primește? Da. Eu mă duc după Ariancic, ok? Bine. Să nu-ți scoți gluga, că-i frig, bine? Bine. Am adus-o și pe Ariana de la Gredi. Și ia că am pus și a doua priză, ia că așa arată. Am ușurubat tot la loc. Opa, ia că așa, cic,
Și cic. Și acum trebuie să testăm, să vedem dacă lucrează prizele. Și să-l pornesc. Acum trebuie să ne ducem la mama soacră. Da, întâi îl testez și pe urmă ne ducem. Deci priza, când avem pană de curent, pun generatorul aici la dos, să nu-l ploaie și conectez priza la generator și se alimentează toată casa. Avem toată casa lumină. Pentru cei care nu știu, generatorul acesta este de 3,2 kW. Am făcut video, dacă nu l-ați văzut, puteți trece, o să fie aici undeva, să-l vedeți review mai detailat. Și acum ne ducem să luăm copii și ne ducem să-l vedem pe Nanu. Sunteți gata? Da! Ha, să mergem! Hai, Ariana unde? La Cătălinu și faci. Arianciuc, hai, hai la bunica! Hai la Bica! Hai, ești gata să mergi la Bica? Da? Cum te-ai nisul, gata? E strâns masa? Da. Da? Bravo! Bună seara, bună seara! Noroc, noroc. Cum viața? Ca la Moldova. Așa-i? Și ți-o dat? Și ai acolo? Legume! Din Grecia sunt. Din Grecia? De la dânsi. Ah, băi, leu, și masa, gata. Ne-am adus harbuz murat, da. Ariana cu Alex deodată pe pat. Bună ziua, Nanu Jenia. Bună ziua, bună ziua. Cum viața? Muncim, muncim. Da? Oh, no. Dar mâncare, nu vreți voi să mâncați? Mai ce-s cu banii ce-s? De la Nanu? Da, de la Nanu. Văleu, văleu, da, da, banii grecești. Alexul să n-are ce faci, că nu știu să-mi dai mie. Că și cu lumina asta, aprinde lumină. Aprinde-o tătă. A, așa. O, ia ca așa. Este așa, de știu. Jenia, ce faci? Eu filmez, îmi fac poze, eu filmez. Da, mama, aici avem pâine, neacă murături marinate. Făcute de mama, cartofi făcute de Eugen, da? Creveți făcuți de mine, da. Și salată am făcut. Și patlăjica tot de mama. Da, creveții trebuie să fie foarte gustoși. Am mâncat la Ina fix așa și... Nu ne-am săturat. Nu ne-am săturat, da.